Președintele Klaus Iohannis, declarații făcute în urmă cu scurt timp la finalul summitului Uniunii Europene la Bruxelles. Bună ziua! Am terminat întâlnirea și din cadrul Consiliului European și astăzi în cadrul informal. Aș începe cu discuțiile care au fost astăzi, fiindcă despre ce a fost ieri s-a mai scris, s-a mai comentat. A fost o discuție informală despre declarația pe care se va face la Roma. La Roma, unde sărbăm 60 de ani de la semnarea tratatelor. Declarația a fost pregătită într-o primă formă și cu toții 27 ne-am referit la acest text propus. Contrar așteptărilor multor analiști, nu s-a discutat viitorul Uniunii Europene, ci s-a discutat textul care va fi cu siguranță semnat la Roma, un text care subliniază realizările Uniunii de până acum, care arată nivelul de ambiție pentru viitor. În ansamblu, ne dorim un text pozitiv care ne dă curaj să continuăm în Uniunea Europeană. Sigur, nu s-a putut discuta despre ambițiile de viitor fără a avea aici colo și mențiuni legate de felul cum vedem noi cu toții viitorul Uniunii Europene. Iar în acest context, de exemplu, am explicat colegilor și colegilor de ce o Europa cu mai multe viteze nu este o soluție bună, dimpotrivă, este o soluție care, in extremis, ar putea chiar să ducă la scindarea Uniunii Europene. Dar asta, repet, nu a fost tema principală și în continuare ne vom concentra pe textul care va fi semnat la Roma, după care, sigur, o să ne apucăm să discutăm Cartea Albă prezentată de domnul Juncker și vom încerca într-un an, maxim 2 ani, să conturăm felul în care vedem noi cu toții împreună viitorul Uniunii Europene. Referitor la ședința formală a Consiliului care a avut loc ieri, cred că toată lumea a aflat între timp că a fost reales cu doar un vot împotrivă domnul Tusk în calitatea sa de președinte al Consiliului European. Au fost discuții și la acea alegere, însă în final cred că lucrurile au intrat pe un făgaș normal și foarte bun și faptul că a fost doar un vot împotrivă arată că lumea a fost și este mulțumită de prestația domnului președinte Tusk. Tot ieri s-a discutat seara destul de târziu o temă care pentru noi este foarte importantă și anume Balcanii de Vest. Balcanii de Vest sunt vitali pentru noi în Europa, fiindcă țin de Europa. Faptul că acolo au reapărut foarte multe probleme ne îngrijorează și cu toții am discutat felul în care putem să ne implicăm pentru a contribui la rezolvarea problemelor din zonă și sunt destul de multe probleme. Calea diplomatică este evident cea mai la îndemână, dar și calea ajutoarelor de dezvoltare trebuie mai bine explorată. Au fost și alte teme pe care le-am abordat ieri, dar nu au fost discuții ample, fiindcă toată lumea a fost de acord cu concluziile care au fost prezentate de inițiator. S-a discutat despre creștere, ocupare și competitivitate, temă extrem de importantă. S-au discutat câteva aspecte legate de piața internă. Degrabă au fost prezentate reușitele din ultima vreme și evident s-a discutat un pic și despre migrație, unde putem să constatăm că avem niveluri care nici nu se mai compară cu ce am avut în 2015, însă fenomenul există, trebuie mult mai bine controlat
și toți cei prezenți au fost de acord că un lucru esențial este sprijinul și ajutorul care trebuie dat țările de origine, țărilor de proveniență. Un accent foarte puternic a căzut aseară pe Africa. Africa care încet, dar sigur, devine o sursă extrem de importantă de migrație și este interesul nostru al tuturor să intervenim acolo la sursă și să ajutăm țările de acolo. Cam acestea au fost temele cele mai importante pe care am vrut să vi le și prezint acum. Vă mulțumesc. Trei întrebări. Haideți să... Bună ziua, Carmen Gabrilă, Radio România. Domnule președinte, va exista o mare între Uniunea Europeană și NATO în ce privește Balcanii? De ce? Pentru că, de exemplu, secretarul general al NATO a reacționat destul de dur la anunțul premierului Hashim Thaci că ar dori să înarmeze forțele locale de ordine din Kosovo. Și dânsul a spus atunci că dacă asta se întâmplă, va fi o regândire a prezenței KFOR. Ce poate face Uniunea Europeană? Acum am constatat cu înapoi și tema este ca și dispărută. Dar nu numai în această chestiune, în toate chestiunile NATO și Uniunea Europeană se corelează și se completează. Ar fi inutil și contraproductiv să ne concurăm. Nu-și dorește nimeni așa ceva. În toate problemele care ne privesc pe toți, pozițiile sunt armonizate și intervențiile sau abordările sunt corelate. Iar domnul Tusk a menționat influențe externe în Balcani, aluzie la Rusia, evident. Să ne mănânci întrebări de care. Vă rog. Doamna președinte, Carmen Pondra, Politico. Ce s-a discutat în legătură cu Gazprom și cu Nord Stream 2? Și ce poziție are România în legătură cu un potențial settlement între Comisia Europeană și Gazprom? Foarte puțin s-a discutat. Gazprom nu a fost deloc menționat în nicio discuție. S-a discutat foarte puțin despre Nord Stream 2. În speță, Danemarca a cerut să primească clarificări de la comisie și alții au sprijinit această solicitare. Nu s-a intrat pe fondul subiectului. Vă rog. Valentina Pop de la Wall Street Journal. Dacă ați putea să ne explicați puțin de ce ar fi o soluție proastă această Europa a mai multor viteze, având în vedere faptul că deja există zona euro, Schengen, deci este o realitate până la urmă. Asta e foarte clar, că este o realitate. Însă asta nu înseamnă că trebuie să ne facem un obiectiv din asta. Faptul că acum ne mișcăm cu viteze diferite nu înseamnă că ne dorim ad infinitum să ne mișcăm tot cu viteze diferite. În afară de asta apar anumite temeri. În țările, națiunile industrializate, țările care au un nivel de trai mai ridicat, evident apare temerea că vor dispărea locuri de muncă fiindcă salariile sunt mai mici în Europa de Est. Apar oarece temeri că vor pierde din industria serviciilor, exact din aceste cauze și multe altele. Iar în Est, sigur, apare temerea profundă că oamenii vor fi lăsați în urmă. Și atunci și una și alta este mai degrabă de natură să amplifice o disensiune între statele membre în loc să ducă la o colaborare aprofundată. Nu trebuie să ne temem de proiecte unde se lucrează cu viteză diferită, cum este, de exemplu, Procurorul European, unde 17 state membre au semnat că sunt de acord, dar dintre care și România, alții n-au semnat încă. Este un tip de proiect unde nu toată lumea achesează de la început. Unii vor veni mai târziu, alții poate nu vor veni deloc, dar asta nu înseamnă că nu se merge înainte. Însă asta nu înseamnă Europa mai multor viteze. Asta înseamnă un proiect unde unii vor să intre mai repede și alții vor să intre mai târziu. Așa ceva este acceptabil.
dar să statuăm că în Europa sunt țări care merg înainte și altele care rămân în urmă, asta nu putem să acceptăm. Vă mulțumesc, astea au fost trei. Vă doresc. Președintele Klaus Iohannis, conferință de presă în urmă cu scurt timp la Bruxelles, unde s-a încheiat summitul Uniunii Europene. Următoarea întâlnire pe care o vor avea liderii Uniunii va fi peste două săptămâni, când vor sărbători la Roma 60 de ani de la crearea Comunității Economice Europene. Voce critică în PSD, Mihai Chirica, spune că demisia în alb anunțată de Victor Ponta arată clar că există fracturi tot mai evidente în partid. Revenim la acest subiect peste câteva momente. Un nou ministru din nou schimbări în educație, Pavel Năstase, a declarat astăzi că vrea să revizuiască manualele noi, recent reeditate pentru clasele 1-4. Asta în condițiile în care credeam încheiat această discuție, când manualele vă spuneam că au fost reeditate.